Salut din nou, am o piesă nouă pentru voi, Vino Doamna lui Valeriu Sterian. E o piesă emblematică atunci după perioada Revoluției, e o piesă foarte frumoasă, foarte sensibilă. Pentru noi a însemnat ceva piesa asta, probabil că pentru generațiile mai tinere care n-au prins vremurile alea, poate nu sunt atât de mișcați de piesa asta, de profunzimea ei, dar sper să vă placă și să vă placă și să vă prindă. Piesa este simplă, avem 5 acorduri simple de bază, da? Avem un La minor, Mi minor, Do major, Re major și Sol. Aceste 5 acorduri le folosim la piesa asta. Avem două ritmuri pe care le vom folosi. Este un ritm cu care se merge pe măsura întreagă, da, care este în felul ăsta. Iar ritmul al doilea e un ritm pe care îl folosim întotdeauna când avem două acorduri pe măsură. Folosim ritmul celălalt, care este în felul următor. O să vă cânt toate părțile de la piesa asta cumva legate, intro cu refren și strofă. 1, 2, 3 și... Și refrenul. Asta a fost refrenul și mergem la strofă. 1, 2, 3 și... Alături de mine, astăzi, să cânte drăguț cu vocea, este Moldo. Mersi, Moldo! Iamă-mi e să fiu. Să nu
alte bază pe care nu mai știi. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din ce nu încetați acest cumplit război? De ce vă gândiți numai la voi? Și nici nu vă pasă de mama care își plânge copilul să ucis ce zace mărți de sânge. Cei ce nu mai sunt, dar ei vă acuză de acolo din mormânt. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Do you?